Bună ziua, dragii mei, revin cu partea a doua a înregistrării cu numărul 3. Cei care ați ales numărul 3 s-a întrerupt, iar trebuie să-mi curăț camera, telefonul, de prea multe documente. Sper să fac totuși până la, să nu mai fiu întreruptă și să fac până la capăt. Spuneam, între timp am tăiat cărțile, vorbeam singură, urmă am văzut că s-a deconectat. Spuneam că unii vreți să călătoriți mai aproape de soție, de mamă, de familie, dar cred că unii dintre voi vreți să lăsați totuși un trecut neplăcut în spate și să mergeți către cineva, o persoană frumoasă, a apărut împărăteasa, da? O persoană frumoasă, generoasă, care vă este foarte dragă, cu care vă doriți să manifestați ceva deosebit. Am spus, am tăiat cărțile, început să le pregătesc, s-a întrerupt, voi continua, nu le mai tai încă o dată, pentru că n-are rost. N-are rost. Aveți în suflet puterea, în gând, 4 de spade. Cum acționați? Temperanța. Deci vă este teamă de 6 de monede. Ce vă doriți? 5 de cupe, să lăsați acel trecut neplăcut în spate, da? Și ce reușiți? 4 de cupe. Ce reușiți să faceți? 4 de cupe. Ei. Ce au în suflet? Ei. Conflicte. 5 de băte. Cum acționează, vai, dar ce fericiți par ei în exterior. Nu, la ce se gândesc, la 10 de cupe. Cum acționează? Acționează ca niște lei. Interesant, da? Regele de băte. De ce le este teamă? De regina de monede. Ce își doresc? Teamă, în fine. Ce își doresc? 10 de monede. Și ce reușesc să facă? 6 de spade. Posibil acest 6 de spade pe care l-am văzut mai devreme, pe lângă detașare mentală, poate să însemne și călătorie. Lasă și ei niște trădări, lasă și ei niște trădări în spate. Niște dureri. La capătul setului de cărți, ce aveți împreună? 6 de băte. Victorie. Victorie. O nouă pasiune. Vai, multă, multă bucurie. Posibil, într-adevăr, dacă au planete în semnul leului sau nu obligatoriu, dacă sunt ei mai solari de felul lor, să se manifeste uneori un pic mai egotic, să necesite atenție din partea voastră, ori voi, ori ei, poate că amândoi, că de-aia v-ați întâlnit, aveți niște aspecte. Dar ideea este că aveți o mare bucurie. Soarele în acest context îmi spune că sunteți fericiți împreună, că vreți să manifestați o nouă relație, un nou început, o nouă etapă în relația voastră și să mergeți victorioși. Să mergeți victorioși împreună, să atrageți atenția împreună, posibil și ei atrag atenția și voi. Amândoi, că în public sunt străluciți amândoi. S-ar putea să fiți un cuplu de forță, așa cum arată cărțile. Dar amândoi trebuie să lăsați ceva neplăcut ce ține de trecut, să lăsați în spate. Trebuie să comunicați direct, onest, cinstit, să vă echilibrați și să renunțați la niște blocaje pe care uneori le puneți din cauza experiențelor anterioare, pentru că între voi este o mare, mare dragoste, chimie, îndrăgostiții. Și atâta chimie încât cineva încearcă să o controleze, să nu arate, dar se intoxică. Wow! Îndrăgostiții, împăratul, diavolul și marele preot. Uai! Pentru că văd aici regele de băte, simt că aceștia sunt ei, intoxicați și 10 de cupe, intoxicați de dorință. Pentru voi. Își doresc și stabilitate, 10 de monede, da, și la marele preot. Își fac multe vise în cazul în care sunteți departe, fantezii erotice de toate soiurile, cum o să trăiți voi împreună, își doresc să meargă mai departe. Și eventual să taie tot așa niște dezamăgiri, să
treacă printr-o creștere spirituală, printr-o tăcere, cu cineva care i-a dezamăgit și i-a rănit. Interesant. Între voi doi, voi și ei, acum schimbați oricând pozițiile. În suflet, ce aveți? Puterea. Puterea este un leu cu o fecioară. Nu țin muse să zic că aceasta ar fi zodie. În suflet, poate, vă gândiți, la cineva care are aspecte în zodia leului sau se poartă foarte solar, să zicem. Și iaca, că se confirmă cărțile. Posibil că ei sunt aceștia care în public arată foarte îngrizător, plin de pasiune. Posibil sunt întreprinzători și în relația cu voi. Însă, voi aveți nevoie de mai multă temperanță și aici este problema între voi doi. Un conflict, să zic, de acțiune. Voi sunteți mai temperați, aveți nevoie de timp, ei sunt foarte impetuoși, au nevoie de atenție, de aș demonstra dragostea, emoțiile, gândurile, pasiunea. Pasiunea asta care în ei este deja a devenit un conflict interior. Au multă atracție pentru voi și atracția asta le creează multe semne de întrebare. Se luptă cu ei dacă să dea frâu liber toate aceste pasiuni pe care o simt pentru voi sau să se controleze. Asta pentru că, într-adevăr, s-a văzut în cărți că au fost niște situații neplăcute și în viața lor, ori în relația cu voi, ori în alte relații. Cinci de bâte. Pe de o parte, oarecum există o corespondență între voi și voi aveți pasiune și ei au pasiune pentru voi. În suflet. Însă la ei această pasiune îi intoxică, am spus mai devreme, am văzut și diavolul, da, încearcă să o controleze, cumpăratul, ați văzut? Da, să o controleze, că devine intoxicantă. Eventual vor să controleze persoana toxică din trecut, există și varianta asta. Dar eu zic că pe de altă parte și ei sunt oarecum intoxicați emoțional, de atracția asta care e între voi și se luptă cu ei, cu sufletul lor. Pe de o parte, voi în suflet sunteți oarecum mai puternici, zic eu, și voi vă luptați să vă temperați și cu ei, cu temperamentul lor și cu temperamentul vostru, pentru că există mare, mare atracție. Dar încercați oarecum să vă detașați mental, da? Patru de spade. Asta pentru că și voi ați fost răniți în trecut și nu vreți să mai fiți răniți. Simțiți că e mult magnetism între voi. Sunt curioasă la etalarea intimă, cum o să fie. Aveți niște nevoi intime foarte intense și simțiți că e cazul să fiți mai calmi, mai detașați mental. Patru de spade. Ori mai aveți nevoie de timp să vă vindecați de niște răni anterioare. Posibil și varianta asta. Pe de altă parte, cred că voi aveți, pentru că și în public și în relație cu ei vă manifestați mai temperat, da? Aveți tendința, cred că sunteți mai maturi, aveți tendința să vă calmați, să vă conectați la îngerii voștri, la spiritualitate, atunci când dorințele devin prea intense și nu mai puteți să le gestionați corect, temperat. Aveți răbdare. Felul în care acționați cu ei arată răbdare și încercați să mențineți un echilibru emoțional în condițiile în care ei se gândesc: wow, ce frumos e să fim împreună, ce frumos ar fi să fim împreună. Ei se gândesc la acest 10 de cupe și sunt determinați să obțină acest 10 de cupe, da, regele de bâte. Sunt determinați să pună în practică, deși, într-adevăr, în suflet e un conflict. Posibil că mai sunt, se gândesc și la cum va reacționa
Lumea, în momentul în care veți fi împreună, pentru că amândoi sunteți puternici, ia uite. Da? Ia uite ce frumos. Nu e musai fecioară, poate să fie săgetător, da? Persoană, persoană. Leu, leu, da? Ăștia doi sunteți voi împreună. Da? Și aici este cuplu, un cuplu de forță deosebit. Deosebit. Voi simțiți chestia asta? Simțiți că e o legătură ce ține chiar de alte vieți, ori voi, ori ei. Simțiți chestia asta. Posibil și ei. Din acest motiv au conflictele. Dar se mai gândesc și la familie, cum o să fie privită relația de către familie. Se mai gândesc și la bani, adică, da, aveți pasiune, aveți emoții, dar e nevoie și de bani, de stabilitate. Voi încerca să aveți răbdare, ei nu prea au răbdare. Însă amândoi sunteți puternici, am zis. De ce vă este frică vouă? De șase de monede. Poate să fie semn de pământ, dar poate să fie și o balanță, pentru că în gând aveți totuși un patru de spade, care e semn de aer, da? O balanță care nu v-a tratat corect, da? Care nu v-a tratat corect. Din acest motiv este și în gândul vostru, trebuie să vă vindecați de cineva care balanță sau pământ, da? Ați fost într-un trio, ați fost puși într-un trio și nu vreți să mai experimentați așa ceva. Din acest motiv vă doriți să lăsați pe apa sâmbetii acest trio, da? Trio, trei, da? Trei și trei. Cum fi fost cu ei, cum fi fost cu altcineva, ați fost puși, de-aia a zis, sunteți mai temperați. Sunteți mai temperați. De ce le este frică lor de regina de monede? Am spus, pentru unii poate să fie teama cum va fi privită această relație de către mama lor. Pe de o parte. Pe de altă parte, așa simt. Își doresc să, pentru că au 10 de monede în poziția dorințelor, își doresc o relație stabilă, frumoasă, cea mai frumoasă relație pe care au experimentat-o până acum și o doresc cu voi. 10 de cupe, 10 de monede și împlinire emoțională și stabilitate financiară, dar abundență, nu doar stabilitate, abundență, că asta își dorește un rege, nu contează ce zodie, da? Așa se manifestă în relație cu voi. Cu voi. Așa. Dar pe de altă parte, posibil, de-aia au și conflictele. Ori nu știu cum va fi privită de familie, ori nu știu cum să facă banii ăștia pe care își doresc bani. Ca să-și arate aprecierea pe care o au față de voi. Eu așa simt. Și își doresc să călătorească, să lase și în spate și conflictele și problemele mai vechi și să călătorească, de fapt, unde călătorește șase de spade? Către soare, către 10 de cupe, către 10 de monede. Adică să vină mai aproape de voi. Voi, ce reușiți să faceți? Să fiți foarte selectivi, să aveți răbdare. Amândouă exprimă răbdarea, da? Să aveți răbdare. Să vă vindecați acest 3 de spade, 3 de cupe din într-un trecut, iar trei, da? Voi reuși să fiți mai calmi până la sfârșitul lunii, eventual să-i așteptați cu o ofertă care iese în evidență, da?
care nu-i ca celelalte. O ocupă mai mare, ocupă cu pace, cu împăcare, cu o dragoste adevărată, dar nu doar pasiune, că de pasiuni, poate că unii dintre voi sunteți și sătui, vă puteți controla, da? Mai este un gând aici cu regina de monede, care este foarte fertilă și foarte creativă. Pe de-o parte, le este teamă că dacă veți fi împreună, s-ar putea să faceți și un bebe, da? Și nu știu cum, deși își doresc o familie, da? Nu știu cum sunt pregătiți în acest moment, da? De acest bebe. Un mesaj pentru unii dintre voi. Dar pe de altă parte, și regina de monede și regele de bâte, amândoi sunt foarte creativi și întreprinzători. Ea face bani din orice dacă vrea, dar oricum e creativă. Pe orice pune mâna, transformă. Transformă și face lucrurile mai frumoase. El la fel este foarte întreprinzător. Da? E de fel mai autoritar. Și în acest moment, în relație cu voi, zic eu că e vorba de voi doi. E foarte emoțional. Se gândește că sunteți ce și-a dorit întotdeauna. De-aia apare și victorie, de-aia apare și asul de monede, de monede, da? Vrea relație stabilă, da? De bâte, soarele. Interesant mesaj. Ok. Numărul 3. Mesaj de la înger pentru numărul 3. Numărul 3. Ah, miracole și binecuvântări. Ce frumos. Numărul 13, să vă spună ceva. Și îmbrățișați-vă emoțiile. Posibil ei mai ales, dar poate și voi. Ei oricum sunt foarte emoționale, au 10 de cupe, da? Și foarte posibil să-și îmbrățișeze emoțiile. S-ar putea voi să fiți un pic mai prea crispați. Prea crispați aici este. Vă rețineți un pic mai mult decât ei. În momentul în care vă îmbrățișați emoțiile, reușiți să manifestați aceste miracole. Miracole. Astea sunt miracole, dragii mei. Asta e miracol. Binecuvântare, abundență, da? Miracole și binecuvântare. Soarele pe care l-am văzut mai devreme. Asta. Asta reușiți să manifestați. În momentul în care... Posibil... Unul dintre voi trebuie să se ia out, dragostea îndură. Aveți o călătorie interesantă împreună. Dar cred că voi trebuie să fiți un pic mai deschiși. Că aveți și 5 de cupe și 4 de cupe și 4 de spade. Poate v-am zis un semn de aer să vă fi supărat. Lăsați-vă sentimentele să iasă la suprafață. Le controlați prea mult. Am văzut împăratul și diavolul și aici poate să confirme faptul că vă temperați prea mult și nu-i bine. Nu-i bine. Cel puțin nu acum, nu în relație cu ei. Ia să vedem ce spirit al animalelor manifestați voi când sunteți împreună. Ia numărul 3. Wow! Cerbul. Multă mândrie în primul rând, semn de pământ. Oh, și semn de foc. Ei au multă pasiune. Ei deocamdată. Sunt foarte sensibili la tot ce e în jurul lor și la felul în care vă manifestați voi. Voi încerca să vă controlați. Manifestați un element pământ terestru. Nu neapărat că sunteți semn de pământ. Posibil. Sau poate ei. Nu contează. Pe mine nu mă mai interesează semnele. Deși aveți leu, aveți săgetător, aveți berbec, aveți taur, aveți capricorn, aveți și apă, pești. Aveți și ce mai era? Și aer. În fine, trecem peste asta. Ia
E o chestiune care ține de mândrie. Posibil, unul dintre voi este oarecum mai matur, într-o funcție de de conducere sau publică mai specială, da? Cum e această temperanță, reprezintă și un profesor spiritual, da? Și din acest motiv nu vă puteți manifesta energia sexuală atât de vizibil. Aha, trebuie să vă temperați, că trebuie să arătați spiritual, trebuie să arătați pur. Dom'le, e o latura noastră, fizică, da? Ei vă simt toate reacțiile, toate stările. Ca să face șopârla, iau-te șopârlița, confirmă faptul că sunt ei, da? Simt orice schimbare în stările voastre. Probabil că e o legătură telepatică foarte profundă. Și la orice schimbare, da, voastră, își schimbă și tactica. Oricum, își doresc să vă cucerească. Asta face regele de bute cel mai bine, să cucerească, să vă cucerească. Interesant. Hai să vedem. Posibil că și ei lor le place să se schimbe. Și în haine, și în aspect, au plăcerea asta de a-și schimba aspectul. Și în funcție de stările emoționale, da? Și în funcție de mediul înconjurător și, evident, în funcție și de relația cu voi. Dar, într-un fel sau altul, voi inspirați. Și posibil, ceea ce transmiteți voi va fi preluat și de ei, mai devreme sau mai târziu. Ceea ce spuneți voi este foarte important în relația cu ei. De-aia zic, dacă vă temperați, încetiniți și creați conflictele astea, încetiniți manifestarea acestor miracole și binecuvântări. Le încetiniți. Interesant mesaj. La capătul setului de cărți, conflicte, da? Conflicte mentale, ia uite, 5. Ia uite și 5 de bâte, iar se confirmă 5 de bâte, 5 de bâte. El este foarte, sau ea, unul dintre voi, bănuiesc că această persoană e și foarte geloasă, se gândește, a, de ce nu se manifestă față de mine? Dacă cumva are dragoste față de altcineva, că e persoană geloasă, că așa sunt regii de bâte. Pe de o parte, voi aveți acest conflict, a, 4 de bâte, 5 de, 4 de spade, vreau să zic, 5 de spade. Să vă lăsați atât de vulnerabil în preajma lor, e un conflict. Și totuși, ce frumos, intuitiv, wow, deja în fiori, simțiți, iaute, regele de bâte, simțiți că acesta este un partener care vă tratează egal, vă tratează cum meritați, da? Marea preoteasă, sunteți onorați în prezența lor, marea preoteasă spirituală ca și temperanța. Șase de monede, iar se confirmă. Așteptați să vină. Sunteți și voi pe jar. Sau ei. Unul dintre voi. Dar până atunci, ia uite cum se confirmă cărțile. Puterea? Puterea. Vă temperați impulsurile sexuale. Asta faceți. Și visați. Și manifestați. Și pictați în timpul ăsta ca să nu vadă lumea. Ah, ce frumos! Cât de îngrijorați sunteți. Vai, pentru această dragoste mare. Puh, și ce fioream. Dacă nu pictați, faceți alte lucruri. Eu pictez, eu desenez. Voi, eu știu ce faceți. Știți mai bine ce faceți. Wow, ce frumos! Energia sexuală dintre voi doi. Măi, măi, măi. Frumos la numărul 3. Ok, ia să vedem. 4, iar 4 de cupe tot la voi în poziția asta. Bine, puteți să vă schimbați, o să amestecați mesajele, da? 4 de sute. Și simt că sunt ei aici îmbrăcați în roșu. Vine ei cu multă pasiune și zic, nu, calmează-te, stai, nu sări pe mine, că eu încă mai am de-a face, deci interesant, da? Încă mai am de-a face cu trecutul, da? Aici zic că sunteți voi, voi aici supărați, în gri, în negru, da? Nu, și aici sunt ei, plin de pasiune, da? Și de emoții. Eh, ce frumos! Am zis, vă temperați. E un ego rănit care încă trebuie vindecat.
Din ce motiv? Probabil că o balanță, probabil că altcineva v-a trădat într-un fel sau altul și nu mai aveți încredere. E o chestie de încredere. Aveți mult, am zis magnetism. Oh. Iar spânzuratul. Nevoia de a se reține, de a aștepta, de a schimba perspectiva. Ia uite, îi vă pândesc, vă doresc. Ia uite. Nu sunteți împreună, sunteți la distanță, cred. Pești fecioară, Leu, am zis, a apărut și aici. Trecem peste zodii. Voi încă sunteți singuri. Nu puteți accepta această ofertă pentru că vă gândiți la acest trei de cupe, că ați fost înșelați cândva. Da? Încă nu v-ați vindecat, încă nu știu când vă vindecați, îmbrățișați-vă emoțiile. Poate că este o rană mult mai veche și v-ați obișnuit așa singuri. V-ați obișnuit să stați în umbră, să vă abțineți, să creșteți spiritual într-adevăr, dar aveți nevoie pe de-o parte, iau, de femeia râfnește, își dorește foarte mult, dar e undeva într-un fel blocată, e chiar legată, interesant. Acum, ce face el, o pândește, ar vrea să o elibereze, rămâne de văzut. Dar depinde de voi dacă vă îmbrățișați emoțiile, dacă vă lăsați vulnerabil. Aha. Dacă vă lăsați vulnerabil, că e destul de vulnerabilă, da? Dar aici se vede că încă nu aveți exercițiul acesta al libertății de expresie, iaute. Puterea. Apare în poziția lor. O simt, am zis că șopârla simte stările voastre, simte cât vă temperați. Câte sunt mai erau multe, am văzut și regina de cupe. Multă dragoste, dorință, nevoia de atingere și de împlinire emoțională. Multă duioșie au pentru voi. Și din cauza că voi vă reține și ei trebuie să se tempereze, să se tempereze, am zis, da, se lupte cu ei. Pe de o parte este lupta voastră, da, parcă văd femeia aici și aici este bărbatul. Parcă vă luptați și cu ei într-un fel sau altul. Să nu se exprime atât de sexual, atât de direct, atât de pasional cu voi, că încă nu știu de ce nu vreți să vă împărtășiți voi emoțiile. Încă țineți o lumânare care deja s-a și stins, o țineți în mână și vă uitați la ea, lăsați-o în pace și îmbrățișați această ofertă. Vă pândesc, vă doresc, vă urmăresc. Poate unii vă și spionează un pic pe mass media, pe unde o fi. Energia sexuală dintre voi, numărul 3. Ia uite, până acum a mers bine, acum... Asta pentru că voi nu vreți să fiți chiar așa, unul dintre voi cel puțin. Ia uite, acum nu mai vor să vină. E mai greu, că dacă refuzați asta e. Nu refuzați prea mult timp. Iar grijă. Erau prea multe, nu le pot lua. Aștept o carte sau două cărți. Asta. Ah, ce frumos. 10 de monede. Am zis eu că au... Pe de-o parte, iar 10 de monede, 10 de monede. Pe de-o parte, unii dintre ei se separă de o soție, de o relație stabilă, posibil și pe asta. Vreau te la capătul setului 2 de cupe. Pe de altă parte, vă pun undeva într-un loc special în sufletul lor. Din acest motiv, au prea multe. Vor să vină și înspre voi. Din acest motiv au conflicte. Amândoi vă cerca să vă controlați. Hop, 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 hop. Vai, ce frumos. Judecata. La capătul setului de cărți, 4 de bâte.
Puteți să puneți bazele unei relații de lungă durată, puteți să fiți foarte bine împreună, să vă echilibrați energiile sexuale într-un mod chiar jucăuș și totuși să creați stabilitate, din joacă să creați stabilitate, dar în momentul în care vă eliberați de emoții, simțiți că aceasta este o legătură foarte profundă între voi, pe care o retrăiți dintr-o altă viață. Posibil că unii aveți și vise, poate că ei simt mai mult, da, interesant, ei simt chestia asta mai mult decât voi, pe poziția lor. Posibil că ei au vise, ei aici văd în oglindă această posibilitate și totuși, pe de-o parte, le oprimați într-un fel sau altul, poate prea dur, aceste nevoi sexuale care le au față de voi. Din ce motiv? Am discutat mai devreme. Poate că ați fost trădați. Posibil. Arată cărțile. Poate că v-ați concentrat foarte mult pe creșterea voastră spirituală, dar afară de asta aveți nevoie și de manifestări în fizic. Posibil relația dintre voi să fie la distanță, să vorbiți pe internet, să aveți un voice call și vocea voastră, am zis mai devreme, vocea voastră este foarte puternică, regina de spade, este foarte puternică, influențează, parcă le-ați dat ordine într-un fel sau altul și aveți puterea să schimbați, ia uite, schimbare, roata norocului, să schimbați situația, să mergeți către victorii, să manifestați în fizic, să-i lăsați să vă atingă și să se exprime și să lăsați în spate trădările, pentru că, uite, aici o persoană foarte doritoare, alt rege, da, rege de monede, foarte și regele de bute, foarte doritoare să aibă nu doar pasiune și o relație stabilă cu voi, da? Regina de monede, regele de monede, da? Mhm. Am zis, pentru unii poate că ei au de lăsat în urmă o relație, o căsătorie pe cineva, poate voi altceva, dar eu așa văd cărțile. Și ideea este să vă îmbrățișați emoțiile, da? Să le îmbrățișați, să vă lăsați îmbrățișați. Nu să vă luptați cu ei. Asta este forța lor sexuală pe care încercați să o puneți la punct. Cam aceasta pentru numărul 3. Vă pup, numai bine, pa! Ok, am revenit cu numărul 4, numărul, ultimul număr, ce aveți la capătul setului de cărți. Aveți putere. Oh, wow, wow, wow. Între un leu și un taur într-o fecioară și o balanță. Ia uite, taur, taur, toată ziua. Încercați să vă mențineți puterea într-o relație toxică. Toxică. Din ce motive voi știți? Nevoia de bani? Pentru că asta reprezintă semnele de pământ, de nevoi sexuale, fizice, foarte... Încercați să vă temperați și să creșteți. Deși aveți în spate acest... Wow! Pentru unii poate să fie balanță, văd și balanță și semn de aer. Pentru alții poate să fie, poate sunteți între un semn de aer și semn de pământ. Taur, văd iarăși, da? Ideea este că... sau Capricorn. E o situație de familie, zic, toxică. Toxică, care trebuie echilibrată eventual în justiție unul dintre voi. În justiție. Wow. Dar haideți să nu mai vorbim despre asta. Mă interesează relația dintre voi și o persoană la care v-ați gândit, da? Și-a vrut să iasă. Ia uite, asul de bâte. Vreți un nou început, o nouă relație. Eventual să lăsați acel diavol în urmă. Codependențe, adicții, variază de la unul la altul. Parcă m-am și speriat de ce văzusem. Ce aveți? Spânzuratul. Spânzuratul a fost și la numărul 1, dar în poziția inversă.
În suflet? Ia uite! Și ăsta a fost tot la numărul 1, dar la poziția de sus. Interesant! Ce chestie! 7 de monede. Cum acționați? Băi, până acum aceleași cărți care au fost la numărul 1, doar că în alte poziții. Ei au avut soarele în poziția asta. Băi, 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 ce chestie! Extraordinar! Nu vine să cred. Eventual ascultați și numărul 1 că au avut cărți sau să vedeți similare. Parcă ați inversat un pic energiile. De ce vă este teamă de regele de cupe? Ha. Ce vă doriți? 4 de bute. Și ce? Ce reușiți să faceți? Să vă mințiți? Pe voi. Ha. 7 de spade. Ce simt ei pentru voi? Ah, scuze! Multă pasiune, după cum vedeți. Și zgomot. Muzică. Ce gândesc? 3 de monede. Cum acționa? Extraordinar. Exact aceleași două cărți au fost în poziție inversă a numărul 1. Nu se poate povesti, deci nu vine să cred, asculta și numărul 1. Deci nu vine să cred mici diferențe. Ha! Nu vine să cred. De ce vă este teamă de regele de monede? Ce vă doriți de cavalerul de monede? Vă doriți cavalerul de cupe și reușiți roata norocului să manifestați ei, eventual. Roata norocului. Să schimbe lucrurile. La capătul setului de cărți. Marea preoteasă. Secrete. În secret, nu spuneți că aveți niște probleme, niște dureri, niște dezamăgiri sau griji. Sau griji. Le țineți în secret, poate și o boală. Dar eu zic că vă faceți griji pentru o aventură, pentru cineva care ar vrea să vină înspre voi. Poate este persoana prea aventuroasă. Și în acest motiv vă faceți și griji, aveți și conflicte verbale, vă mai certați. Poate că îi simțiți un pic manipulatori, să există cineva în preajmă, da? Pe de-o parte, vă și patru, taur toată ziua, 4 de monede, 8 de monede, ia uite, marele preot. Ah, am înțeles. Am înțeles. Este o persoană în semn de pământ, posibil taur, sau cu marcaș pe semn de pământ, care ține foarte mult la voi, poate că e un pic mai încăpățânată, dar își dorește o relație de lungă durată cu voi, o relație frumoasă, ar munci pentru chestia asta, vede o legătură spirituală între voi, însă voi încă suferiți după o aventură, după oricum semn de aer sau după niște vorbe, conflicte cu un semn de aer. Simțiți că ați fost manipulați în această relație, dar ține secret. Și totuși apare moartea. Trebuie să puneți capăt eventual acestor probleme și să luptați pentru manifestarea unui nou început, eventual cu acest semn de pământ. Păi, dar apar cărți ca la numărul 1, majoritatea. Oh. Ce simțiți? Că ați făcut sacrificii, că nu vă puteți exprima, sufletește, poate că iar e chestiune care ține de carantină, de izolare. Spânzuratul. Asta simțiți. Că sunteți puși iar într-o situație dificilă, în care trebuie să așteptați. Știți, conștientizați că așteptarea este o lecție spirituală, dar... asta e în sufletul vostru. Aveți un suflet care e obișnuit să facă sacrificii și să aștepte. Ei în suflet simt o mare atracție pentru voi, au multă pasiune. Poate că vă văd mai copilăroși, poate că sunteți mai tineri unii dintre voi, poate ei sunt mai tineri, nu contează asta. Dar ei, mersi de inspirație, ei se simt tineri în preajma voastră. Că iau-te voi în public, vă manifestați și voi copilărește.
Out. Doi copii împreună, voi în public, dar în suflet sunteți destul de... Ei invers. În public sunt mai reținuți, dar în suflet au multă pasiune și sunt la fel de copilăroși ca și voi și au multă atracție și sunt foarte fericiți. Așa zic, așa simt. Dar din niște motive voi poate aveți niște probleme financiare. Și posibil și ei, că se gândesc că amândoi vreți, ah, ce frumos, amândoi totuși vreți să lucrați această relație, însă fiecare din alt punct de vedere, de pe o altă platformă, să zic. Ei ar lucra un pic mai artistic, ar... ar arăta, să zic, ce frumos arătați împreună, ce frumoasă e relația dintre voi. Dar voi sunteți oarecum mai temperați, aveți 7 de monede, vă gândiți la lucruri practice în general, vă gândiți că trebuie să lucrați în sufletul, în grădina voastră, da? Pentru că știți că sunt acolo niște lucruri care vă țin pe loc din niște motive. Poate că îi așteptați pe ei să lucreze. Ah, interesant. Pe de o parte, unii vă gândiți că ar trebui, voi ați lucrat foarte mult, ați făcut sacrificii în această relație, interesant mesajul, și acum trebuie să-i lăsați și pe ei să lucreze, că ei gândesc că e cazul să colaborați, da? Să colaborați, să lucrați, să creșteți împreună, să construiți ceva. Și asta e, îi așteptați să se implice, cât v-ați implica și voi la un moment dat. Pentru că se pare că voi v-ați implicat mai mult. În public arătați ca un soare care, eu știu, un soare de vară, de primăvară, nu în acela de iarnă. Sunteți victorioși, plini de încredere, manifestați creștere spirituală, voie bună, spiritualitatea asta pe care o găsiți în sufletul vostru prin sacrificii și introspecții profunde. În relație cu ei, le arătați toată această bucurie, dar undeva sunteți mai... Cred că vreți să-i lăsați să lucreze și ei. De ce vă este teamă de regele de cupe? De ce ar trebui să vă fie teamă de regele de cupe? Poate să vă fie teamă de un semn de apă, că apare pește în suflet, da? Sau alt semn de apă. Dar pe de altă parte iau cavalerul de cupe în poziția dorințelor. Poate că sunteți voi semn de apă, unii dintre voi. Și vă este teamă că nu puteți să exprimați întreaga profunzime a sentimentelor pe care le aveți față de ei. Vă este teamă că nu puteți să mai oferiți. Am înțeles. Pentru că e cazul să ofere și ei. Cum se manifestă ei în public? Și în relația cu voi sunt și ei se blochează. Dacă voi vă arătați încrederea și optimismul, ei sunt un pic mai precauți. Din acest motiv, voi ați dăruit mai mult și este cazul ca ei să lucreze, da, 3D, să comunice ce au în suflet, câtă emoție și câtă pasiune au să comunice. Asta trebuie să facă ei, să muncească practic. Eventual, de-aia se le-și teamă. Au cavalerul de monede, poate au niște probleme financiare și le este teamă că nu pot să vină cu o ofertă practică, să-și arate, să-și exprime pasiunea și emoțiile. De-aia și voi trebuie să vă temperați un pic oferta. Pentru că altfel lucrurile devin, cum am zis mai devreme, toxice. Unul dă prea mult și altul primește și Nu e normal.
Ce vă doriți voi? O relație stabilă, frumoasă, dar stabilă nu bazată pe bani, pe pasiune, pe interese comune, pe voie bună. Și ei își doresc să vină să comunice. Să comunice și pasiunea și emoțiile și nevoia de a colabora cu voi, da? De a crea acest... De a modela apă și pământ, de a modela această relație. Își doresc. Dar le este teamă că sunt cam prea înceți. Posibil sunt blocați din niște motive. Financiare, eventual. Financiare. Sau poate izolarea asta îi ține departe de voi. Sunt într-un alt loc, într-un alt oraș, într-o altă țară. Posibil pentru unii dintre voi. De-aia apare noua, da? De monede. Nu pot să fie la fel de voioși ca voi că nu sunteți împreună. Sunteți la distanță, posibil, unii dintre voi. Și totuși ei reușesc să manifeste o schimbare. Într-un fel sau altul, dacă nu, ei destinul va produce o schimbare. Că totuși ei acționează destul de blocant. Precaut, că asta e poziția cum acționează, da? Sunt destul de încet, deși își doresc să fie mai rapizi, un pic mai emoțional, practic, își doresc. Dar sunt cam împiedicați, să zicem, de situații și totuși ceva se schimbă. Azi e posibil că destinul, într-un fel sau altul, va aduce un eveniment neașteptat, un eveniment karmic de destin, care va produce o schimbare, pentru că totuși ei, am zis, sunt o leacă mai cam pe loc. Și voi ce reușiți să faceți? 7 de spade. Să creați impresia că nu vă pasă așa de mult. E un soi de autosabotaj, dar necesar, zic eu, necesar pentru că cineva trebuie să învețe să dea. Până acum, unul a dat mai mult, așa simt. Așa simt această situație acum. Mesaj de la Angel pentru numărul 4. Numărul 4. Ok, mesaj de la Angel pentru numărul 4. Numărul 4. Ia să vedem. Trebuie să vă zic că ei că vă iubesc. Cât vă iubesc ei. Voi ați arătat, nu neapărat că ați spus, dar ați arătat, aveți și soarele și regele de cupe, ați făcut sacrificii într-un fel sau altul, ați stat în cap într-un fel sau altul, ați stat mai mult de vorbă decât stăteați de obicei, ați făcut multe lucruri, da? Pentru că vă doriți această relație stabilă. Ei trebuie să vină. Da, uite, au 3, da, 2 cavaleri și un valet. Nevoia de a, adică nu nevoia lor, musai, e și nevoia lor, dar este și necesar ca să se schimbe roata. Roata e mișcare, da? Să schimbați energia. Și la cap, ia uite, exprimați-vă prin cadouri. Dar cum am zis mai devreme? Își doresc să vină să se exprime, dar le este teamă că sunt cam prea încet, că n-au suficienți bani, că au probleme, că una și ca alta. Ideea este că există mare dragoste între voi. Exprimată, neexprimată, există. 19 și 20, ce frumos! E o chestie de evoluție. 19 soarele vostru. Voi ați oferit. Ați oferit, de-aia am zis asta. Voi este teamă că oferiți prea mult. Da? Asta e love. Și este cazul să ofere și ei ca să se echilibreze. Altfel, stați așa, într-o energie care nu manifestă profunzimea emoțiilor dintre voi doi. Ia să vedem din punct de vedere sexual. Ce animaluți reprezentați numărul 4? Foarte frumos. Poate dacă nu vă zic personal, poate vă transmit o melodie, ceva, oricum simțiți că este ora. Ce frumos, albinuța. Și ei?
Da, unul trebuie să învețe să demonstreze mai bine ceea ce simte. Cel puțin cei care sunt poziția asta, că sunteți voi, că sunt ei, oricum puteți inversa întotdeauna pozițiile. Persoana în cauză are mai multe emoții. Asta e mai crispată, mai... trebuie să se schimbe. De-aia apare roata norocului, să-și schimbe. Să iasă din tipare, că astea sunt semne fixe. Să iasă din tipare, din iaute, din elementul ăsta, din blocaje. Iaute și aia vine și... Am vrut două. Interesant. Le las pe astea, că-s două, e ok. Dacă erau trei, nu le luam. Elefantul, semn de foc, și eterul, oul de aur. Deci, voi sunteți persoane harnice. În public se vede că atrageți atenția, dar, atrageți atenția. Aveți multă dragoste, dar voi este teamă că oferiți prea mult, repet. Și cam așa face Albina. Se sacrifică pentru stup, regina Albina se sacrifică. Pentru un ideal, pentru, ia uite, semnul peștilor. Pentru o misiune specială. Ei. Ce frumos mesaj. Simt că voi, în relația cu ei, sau care va fi, sunteți foarte mieroși, da? Soare și miere, da? Și albinuță. Sunteți foarte mieroși, foarte dulci, că aveți într-adevăr, de-aia vă și teamă de regele de cupe. Vă doriți o relație stabilă, voioasă, sunteți foarte dulci. Foarte simpatici, dar și ei vă simt așa, ca niște copii simpatici, nu contează vârsta. Și tocmai pentru că vă simt așa, au multă pasiune, ar dărâma totuși blocajele pentru voi. Dar, că se vede că sunt doi cavaleri care vin să exprime și emoții și chestiuni practice, dar aici este teama lor, că sunt cam înceți. Trebuie să învețe să fie un pic mai... încrezători. Aici este. Mai încrezători. Deși, din punct de vedere sexual, au multă forță, multă pasiune, că vorbim acum de sexualitate, și își doresc să fructifice pasiunea asta într-un fel creativ. C-o fi prin bani, c-o fi prin obiecte, c-o fi prin... prin ceva ce se va naște energetic. Interesant. Vreau să zic că se va naște între voi doi când faceți dragoste, dar vorbeam energetic. În momentul în care veți face dragoste, cred că atunci li se va deschide sufletul un pic mai mult. Deocamdată am senzația că chakra inimii încă mai trebuie lucrată la ei. Chakra a patra. Probabil că până acum au stat foarte mult în energii pământene, terestre, au manifestat sexualitatea mai mult la primele două chakre și trebuie să crească un pic, da? Să transforme, că asta face Albina, voi transformați, voi sunteți alchimiști. La capătul setului de cărți, mai, împăratul, ce cărți puternice. Wow, regina de cupe, cuplul divin, regele și regina de cupe. Iar unii sunteți între două persoane, între un semn de apă și semn de aer, unii dintre voi. Dar trecând peste aspectul ăsta, unul e mai evoluat spiritual și celălalt se abține. Vrea să domine. Ar vrea să domine sexual, dar trebuie să crească, pentru că nu poate în relație cu voi să domine. Voi sunteți un pic mai sus, am zis. Și trebuie să crească, să se transforme, ca să înseamnă judecata, să se transforme și să învețe, să nu mai fie atât de crispați, că asta face Eutel. Asta face împăratul, să nu mai fie crispat. Să fie mai generos, mai comunicativ, mai profund. Wow, și steaua, ce frumos! Mai deschis, mai luminos. Energia sexuală dintre voi.
Două. Da, uite. Valetul de batoane. Valetul de bâte. Confirmă că este vorba de el. Da, el sau ea, în fine, persoana de aici, da? Apare în viața voastră, uite, la capătul setului, multă pasiune. Am început, sunteți probabil mai la începutul relației. Ați oferit, ați oferit sau intrați într-o nouă etapă. Într-o nouă etapă. Și vă faceți griji că unul a oferit mai mult decât celălalt, așa e senzația. Deci multă pasiune. Poate că vă doriți undeva să vă întâlniți într-un spațiu, nu să ai public, pentru că evident că nu aveți cum. V-ați dori să vă întâlniți într-un parc, să faceți dragoste acolo, dar din niște motive lucrurile vin destul de greu. Pe de-o parte, domnul are multă pasiune și doamna, uneori, mai ales în această perioadă, simt că trebuie să refuze o leacă, să-l mai tempereze. Pentru că dacă oferă prea mult, repet, lucrurile nu sunt în echilibru. Ia stai să vedem ce mai vin. Wow! Cavalerul de spade. Ăsta mai lipsea. Asta mai lipsea. Puterea. Hai să le vedem. De fapt, aș pune aici că au venit împreună. Normal trebuia să fie trei. Simțiți că această pasiune trebuie un pic controlată. Că asta face cavalerul de spade. La 8 de cupe, doamna îl refuză un pic. Trebuie și el să se calmeze, să-și calmeze impulsurile. Poate că este prea dominator. Aha, că am văzut și împăratul. Cineva încearcă să domine prin sexualitate, eventual. Și aici este o mare problemuță. Trebuie să învețe să se controleze. Situația dintre voi. Pentru unii dintre voi, situația asta, relația asta a apărut într-un mod neașteptat, da? Cavalerul de spade. Și simțiți că e un pic atipică. Ați făcut eventual multe sacrificii. Scuzați, gălăgia. Ia uite, nebunul. Așa, steaua. Alo, de la zero cu voi, pentru că le împliniți toate dorințele posibile. Sunteți într-o poziție de, vă văd ca pe o stea, ca pe ceva special. Însă ei trebuie să lase în urmă ceva, da? Eventual niște obiceiuri mai toxice, tendința de a domina și să vină cu energie pură, da? Apare și, ia uite, și să învețe să comunice, iar cavalerul de cupe, ia uite, a apărut și aici, și aici. Cavalerul de cupe, asta își doresc, să comunice, posibil că sunt și geloși de fel, da? Posibil că sunt și geloși, deocamdată. Visați unul la celălalt, unul gelos și totuși e o mare, mare pasiune, multă dragoste între voi, mult potențial. Apare soarele iar, sunteți ca soarele pentru ei, ca soarele, ca steaua, sunteți totul ce e mai frumos. Însă, ei trebuie să renunțe la obiceiul ăsta de a cere mai mult decât oferă. Trebuie să învețe să se controleze și să vă abordeze mai elegant, mai romantic, mai spiritual. Și în relația voastră intimă, în momentul în care se temperează, temperează aceste impulsuri, da? Ia uite-le.
În momentul în care temperează aceste impulsuri, reușiți să vă vindecați prin această dragoste, să vă vindecați unul pe celălalt. Să deschideți, iaute, am zis, de chakra inimii, să se deschide chakra inimii în relație cu voi. Am zis mai devreme, da? Interesant cum pică, da? Exact pe inimă. Și ăsta, ulei, lapte, ce ar putea să fie? Lapte, că laptele hrănește, ar putea să fie ulei cald, că unora așa le place, vorbind de sexualitate, un masaj cu ulei cald și aromat. Ce își doresc, da? Posibil că își doresc să vă facă masaj. Și tocmai pentru că este această multă dragoste, posibil și voi să vă doriți să-i dominați un pic mental. Interesant. Și în acest motiv apare și șapte de spade. Strategie mentală, vă temperați ca să-i dominați, să-i calmați un pic și să-i lăsați să dea, să vină cu ofertele, cu romantismul, cu exprimările, cu riscurile, să-și asume riscurile, să îndrăznească mai mult, nu doar să primească. Să vă spună, într-adevăr, nu doar voi să luminați, da? Apare aici. Eu așa simt această energie, sunt curioasă să-mi confirmat și voi. Cam aceasta este etalarea pentru numărul 4. Vă pup, numai bine. Bună ziua, am revenit cu cele 3 detalii. Sper că v-ați ales numerele, să vedem ce iese. Mi-a venit ideea spontan și știți că îmi plac ce să mai fac chestii trăsnite din când în când. Am vrut să vă ofer ca și peisaj în spatele etalării un tablou de Monet. Dar până la urmă m-am gândit ia să fac altceva. Și ați ales numărul 1, o să aleg și o la întâmplare, așa cum am făcut și din etalările cu Biblia și cu poeziile. Aleg la întâmplare pentru numărul 1 să vedem ce ar putea să fie un mesaj special. Wow! Un mesaj special pentru cei care ați ales numărul 1. Posibil vă plac călătorile și locurile ciudate. Ciudate. Este ca o peșteră. Ia, uitați-vă voi. Ce superb. Posibil unii dintre voi ieșiți ca dintr-o peșteră, o călătorie spirituală. Ieșiți dintr-o perioadă de întuneric către lumină, către mare, către ocean, către emoții, către o relație. Ce frumos! O relație pozitivă, plină de lumină, dar nu știu cât vedeți voi, lumina asta e un pic vibrată de mov, de lila, e o chestie spirituală. Începeți o călătorie spirituală, dar în direcția pozitivă, da? Mai aveți un pic și ia uite ce frumos, sunteți aici, aici sunteți voi doi. Poate că și ei. Ies dintr-o perioadă dificilă, dar împreună sunteți undeva într-un portal, ce frumos mesaj, sunteți ca într-un portal, trebuie să ieșiți din niște energii vechi, e schimbarea asta care se produce în 2020 și în anii care vin dintr-un punct de vedere spiritual.